De 2 ani de zile cultiv lorian. Vreau să spun că sunt foarte mulțumit de acest pepene. Am văzut că are o rezistență foarte bună la arsurile solare, adică poata rezultată de la soare este undeva mai colorată, nu este foarte pronunțată. Pepenele poate fi vândut și în condițiile astea. Clienții mei sunt foarte mulțumiți și vreau să spun că e singurul pepene negru din ferm. Deci nu am mai mers pe alți ibrizi. Cultiv lorian pe o suprafață de 5 hectare pe fiecare an. Ca și interior este roșu aprins, brixul foarte bun, rezistență la transport, uniformitate, rezistență foarte bună în condiții de secetă. Marea majoritate a producției se duce pe supermarket. Cei de la supermarket au fost foarte mulțumiți de ambii pepeni de la Syngenta, atât de caristan cât și de lorian. N-am avut niciun refuz calitativ. Mergem cu încredere pe piață cu aceste produse. Ca și greutate este undeva la 9 kg, vigoarea este medie a plantei. Ca și producție este, pot să spun, o producție ridicată, adică undeva la 60-70 de tone am reușit eu să obțin. Și o să merg în continuare pe el. Pepenele lorian s-a comportat foarte bine, n-am avut probleme cu arsurile solare. Marfa am reușit să o comercializăm foarte bine în condițiile în care a fost supraproducție. Putem să spunem că a fost un an bun. Eu am 2 magazine în care vând semințe. Am vândut foarte bine pepenii de la Syngenta și le-am recomandat pentru că au fost testați de mine în fermă. Și cea mai bună recomandare este atunci când vezi tu produsul și știi ce rezultate obții. Clienții sunt foarte mulțumiți de aceste soiuri. Lorianul este de 2 ani pe piață. Eu l-am promovat și l-am vândut foarte bine. Mai sunt mai mulți cultivatori din zona mea care au mers pe el și sunt mulțumiți. Vă mulțumesc și sper ca și anul viitor să facem o treabă bună.